Sunteți pregătiți pentru doza de satisfacție? Să trecem la videoclipul ăsta. Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. Înainte de a începe acest video, eu nu înțeleg de ce a scos de la voturi jocul morții din Fortnite, că se vede că avem prea puține voturi și la cel mai cringe video avem mai multe. Băi, nu înțeleg de ce a scos voturile, dar în fine. După cum vedeți și în titlu, astăzi vedem cel mai cringe video de-al meu și asta e prea ciudat, adică eu n-am buton de oprire în acest videoclip și nu are niciun sens din ce o să vorbesc eu în acel video, care este foarte cringe. Și nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați dacă vă place ce fac și hai să trecem la acel video foarte cringe. Salutare toată lumea și bine ați venit la un nou episod și în episodul ăsta o să vă arăt Champion Spotlight în jocul Brawlhalla. De pe jocul Brawlhalla. La cine nu știe Brawlhalla și am decis să-l aleg pe Cross pentru că e preferatul meu și are doi pumnali magici. N-o zi să mor tu, mă. Ăștia-s pumnali magici, mă. Bă, mane, așa arată. Nu cum am pus eu în acel video. Și două pistoale care pot să tragă în doi proști pentru că așa îmi place mie. Hai. Deci am zis că am două pistoale care pot să tragă în doi proști ca așa îmi place mie. Bă, mane, bă, să fim serioși. Ce naiba? Hai să vorbim ce înseamnă Champion Spotlight. Păi Champion Spotlight înseamnă că pot să zic descrierea lui Cross și hai să trecem la prima abilitate. Prima abilitate doar saltul ăsta și asta a fost. Ce doamne iartă, bă, adică saltul ăla și gata, asta a fost abilitatea, serios? Nu adevărat, mare, uite, sare pe aia și aia a fost. Ca și cum când m-aș gândi că maica mea m-aș face bun și deștept și... V-am zis, n-am avut buton de oprire și am continuat în continuu să vorbesc. A doua abilitate, să trecem la ea. Pur și simplu doar trebuie să-i dau 2 pum, 3 în cap și... Treia abilitate, cred că știi ce urmează? Urmează Satana Băsescu, cine nu știe pe Satana Băsescu. Da, mane, poza e cam cringe, adică, mane, uitați-l pe Băsescu cum stă acolo cu furca, ești nebun? Care te ajută să agăți țigănci frumoase și bunăciuni agățoase. Ce bună gramatică aveam, bunăciuni agățoase. Și hai să vă arăt ce face, doar îl chem pe Băsescu și dă un pumn în față. Ăla nu-i Băsescu. O să-ți rupe dinții. Băi, omane, nu înțeleg de ce am luat screenshot-ul ăla cu dinții. E prea scârbos în al doilea rând. Patra abilitate, simt că o iau razna. Aveți grijă ce faceți cu ea. Doar pus și simplu ei și gata. A cincea abilitate. Asta urmează extraordinar. Asta urmează extraordinar, cea mai bună gramatică pe care aveam eu înainte. Îl iei așa, îl arunci și gata, asta a fost. Cică, îl iei așa, tragi și gata. Cum îl folosești pe Cross? Asta, da, întrebare foarte bună. Zi zău. Să-mi bag f***ul tău. Băi, mă. Păi, trebuie să fii un adevărat artist, să fii splendor și trebuie să ai o putere foarte bună pentru a... Nu te supăra pe mine, dar ce-i cu poza aia lui Yuri Boyka? Da, acestuia o egalitate foarte bună pentru a-l alege pe Cross. Și hai să mai vedem ce mai facem noi cu Cross. Hai să vă zic povestea lui Cross. 2000 years later. Și cred că asta a fost tot pentru Champion Spotlight-ul lui Cross. Băi, manilor, după părerea mea, video-ul ăsta a fost cringe rău de tot. N-am avut buton de oprire, n-am avut gramatică extrem de bună și, na, a ieșit varză videoul, dar l-am postat pe YouTube că n-am avut ce face. Deci, cam atât a fost cu acest videoclip, sper că v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați dacă vă place ce fac și fiți pe fază că o să postez ceva nou pe comunitate și o să ne vedem data viitoare cu un nou episod sau cu un nou live. Ceau și v-am pupat!